Conform articolului 24 din legea numărul 57/2003 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă vă aflați într-una din situațiile în care vinde sau cumpărați o mașină, în calitate de cetățean aveți obligația de a urma anumiți pași legali. Orice persoană care dobândește, respectiv înstrăinează un mijloc de transport sau își schimbă domiciliul, sediul sau punctul de lucru, are obligația de a depune o declarație fiscală cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale pe a cărei rază teritorială își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru. Documentele necesare înregistrării declarației pentru mijloacele de transport dobândite în țară sunt următoarele: declarație tip, copie xerox a actului de dobândire, respectiv a contractului de vânzare-cumpărare sau factură, după caz, copie xerox a cărții de identitate a mijlocului de transport în cauză și copie xerox a buletinului de identitate al proprietarului. Dacă autovehiculul a fost dobândit în străinătate, pașii sunt un pic diferiți. Declarația tip, copie xerox a actului de dobândire, act vânzare, cumpărare sau factură, ambele traduse în limba română, respectiv copie xerox după cartea de identitate a mijlocului de transport și copie xerox după buletinul de identitate al proprietarului. Persoanele fizice care nu au depus declarația în termen de 30 de zile se pot alege cu o amendă cuprinsă între 60 de lei și 240 de lei.